Deci vă rog să răsfoiți și să comentați ce vedeți. Văd o fotografie ale Sugaru. Așa. După, adică întâi. Dar nu detailați. Statuia lui. Bun. Așa. Center, poet, adică poetul. Nu vi se pare harta, centenar scrie acolo? Centenar, dar e harta României. Așa, dar citiți despre ce centenar e vorba? 6 iunie 1914, 6 iunie 14. Așa, va fi 100 de ani anul viitor. Da, aici de două ori 14. Da, 2014 și 1914. Da. Centenarul. Bun. Steagul ăla îl recunoașteți? Steagul ăsta e a Slovaciei. Deci steagul Slovaciei. De când vă amintiți de steagul Slovaciei? Din 44-45. Din 44. Deci de atunci 40... nu l-ați uitat? Nu l-am uitat. Nu l-ați uitat. Asta citiți ce scrie deasupra. Zice, comemorare 70 de ani. Când va fi? Erou la 1 februarie 1945-1915. Așa. În 2015 vor fi 70 de ani. Da. Aici poza lui Sugaru, zice 6 iunie 1914, România. Așa. 1 februarie 45, Slovacia. Bun. No, interpretați harta care o vedeți. Spuneți-mi ce... Da, să-mi aduc ochelare. No, nu vă mai aduceți acum. Nu vă ajută domnul Crâncău. Păi să căutăm aici... Ce scrie la începutul liniei roșii, în partea dumneavoastră dreaptă? Aici? Da. Tu? Tisoveți. Așa. Tisoveți. Ce vă spune? Ce vă amintește asta? Mie mi-am amintește multe lucruri. Acolo, de acolo am pornit spre Breznio, trupele române, ca să ocupe orașul Breznio. Așa. Din Tisoveți. Și este un orășel mic. Da. Așa ca și... Ca și Tăuțu. Are 4.000 și ceva de locuitori. Da. Bun. Mai departe, că le dezvoltăm altă dată. Polhor. Aici a fost mormântat. Așa. Sugar. Da. Polhora, bun. Aici e Breznio. Aici a fost în dimineața a zilei de 1 februarie 1945 a fost lovit de un proiectil de brand în stomac. Și până a venit o motocicletă cu ataș și l-a pus în motocicletă ca să-l ducă la primul post de salvare, a murit pe drum. Dar unde erați dumneavoastră atunci? Eu eram acolo în gară să descărcăm muniție pentru că el era el transporta, aproviziona frontul cu muniție, cu tot ce trebuie. Și dumneavoastră erați la o distanță aproape față de Sugariu? Când o tras ăla, eram mai departe. Dar ne-am dus tăți acolo când am văzut. Că... Și l-ați mai văzut? L-am văzut atunci când l-a pus pe motocicletă și a început să-l ducă. Deci dumneavoastră aveți o imagine din ultimele lui momente? Din ultimele lui momente. Încă l-ați prins în viață? În viață la... Așa, la ultimele clipe? Era acolo în gară și dirija acolo descărcarea muniției. Nu, dar el era în gară? El nu era în gară, nu? Nu, acolo în șoseaua. În șosea, dar lângă șoseaua, gară? Lângă gară. Lângă care gară? Gara din... asta ne... Polhora? Nu. Nu, nu, din Breznio. Breznio. Dar Breznio. Gara... Deci Sugariu era la gara din Breznio? La gara din Breznio era. Da. Dar a murit aproape de... Polhora, nu? Da, acolo l-a și îngropat. Bun, l-a îngropat acolo, dar nu acolo și murit. Da, acolo a murit. Aici a murit. Adică zice că pe transport, când îl transporta cu motocicleta. Bun, dar accidentul unde a fost? În Breznio? Aici nu, în Breznio. Dar nu a ajuns până în Breznio, s-au ajuns? Cum să nu? În Breznio a fost... Deci în Breznio... În Breznio și la... Acolo la Hora... Polhora prin Breznio, îi se spune acolo atunci. Acolo l-am mormântat prima dată. Asta știu. Și după aia l-am mutat la... Mergeți pe traseu mai încolo. Da. Ultimul punct mă interesează. Acolo e Banska Bystrița, da, sau Banska ceva. Banska Bystrița, aici am fost. Da. Am fost cu trupele. Aici, cam aici s-a oprit divizia 94-a infanterie ungurească. Aici am...
a cap, adică mucujuratul și l-au prins trupele române. Uh-huh. Divizia ungurească, 94 infanterii. Am înțeles. Din ce sens veneați cu războiul? Din sensul... Deci așa, da? Pe arcul ăla roșu. Pe arcul ăsta, așa. Bun, și se termină arcul roșu. Arcul roșu aici se termină. Acolo, acolo e Zvolen. Acolo e în mormântul. Noi n-am fost acolo. Noi am mers în continuare. Am înțeles. Aici e cimitirul. Da. La Zvolen, da, sunt 11.000 de soldați români de pe tot teritoriul Slovaciei. Da. Și au îngropat acolo. Da, după 13 ani. Da, și le-au făcut un cimitir acolo numai al lor. N-ați adică văzut niciodată? Nu v-ați mai întors în locurile fost, respective? N-am fost acolo. Eu când am venit pe front, am venit pe la Bratislava, pe la... Na bun, dar ulterior, în viața noastră, în continuare. Ulterior n-am avut ocazia. N-ați mai ajuns. Nu. Aia e piatra aici, funerară, da? Piatra funerară pe mormântul lui. Sunt doi alături. Doi. Da. Asta da. E... Chiosa, Gheorghe, Ioan, Ioan și ăsta e Soriano, și Soriano și Ioan. Că așa l-o chema, Soriano, noi așa da. Știu. Da. Citiți câteva propoziții, domnul Crâncău, da, dumneavoastră. Da. Nu rămâneți că vă citește domnul Crâncău. Din jurnalul lui Șugariu, ca să-și amintească momentele ce, da. Care le-a consemnat Șugariu în jurnal. Am călătorit toată noapte, în frig, pe o căruță cu muniție. Da, crezi. Mi-au înghețat picioarele, mâinile, mi-au căzut caii, unii au murit pe marginea drumului. Da. Ne-am trezit dintr-o dată în fața munților Cioslovaciei, grei, de netrecut. Satul în care ne-am oprit e mic, frumos, ca satele noastre de munte de la Baia Mare. Sunt trist, îmi lipsește ceva. Mai următorul segment. Stăm în refacere, ne despăduchem, ne spălam. Citiți data. 1-1. Debrete, 6 ianuarie 1945. Bun. Repet? Nu. Am fost mult de lucru. Am foarte mult de lucru. Locuiesc într-o bucătărie murdară, mică, friguroasă. Dormim trei într-un pat. Satul e mic și noi suntem mulți. Dar e bine. Aseară am jucat remi cu doctor Ciura, locotenent Bara și sublocotenent Bujor. Am pierdut 75 de lei. Din 10 în 10 minute eram chemat la telefon. Primeam ordine să împar pistoale, să sap gropi, antiaeriene, etc. Numai sufletul s-a ascuns, m-a lăsat. Trăiesc gol, de pe o zi pe alta, fără timp, fără așteptări, fără regrete. Azi dimineața am rămas foarte surprins, auzindu-mă, fredonând să nu ne despărțim. Mi-a venit în minte, iubita, amintirile, trecutul. Gata, mulțumesc. Domnul Miron Iustin, spuneți-mi ce vedeți pe imaginea aia, dar încercați să vedeți singur să-mi spuneți. Ce scrie? Consiliul local Tisoveț. Bun, deci aia e o poză cu consilierii. Din Tisoveț. Așa, mai jos, poza următoare. Eu vă aduc poză din Tisoveț. Bine, dar asta e consiliul actual. Da. Vedeți? Primar. Inginer Peter Minaci. Minaci. Bun, ce ați dori să-i transmiteți domnului primar? Imaginați-vă că acest domn primar este omologul primarului nostru. Dar pe aș vrea multe să-i spui că acolo... Vă încearcă o emoție când vă gândiți. Mă încearcă o emoție întrucât vreau să vă spun un singur moment. Da. Lângă casa unde am fost cartieruiți noi. Da. Mai spre un munte a fost săpat un mormânt comun. Da. Înainte de a ocupa noi trupele române orașul Tisoveț, au omorât o grămadă de partizani și țigani și tot ce-au fost nemțe. I-au împușcat și au pus acolo să îngroape și am găsit o mohilă mare de cel puțin 150-160 de... Și credeți că ei n-au fost deshumați? Sau de ce vă gândiți la acel loc? Nu știu, mă gândesc că vreau ca să-i amintesc că acolo lângă casa lui William Fuidiar, Tisoveț. Deci Tisoveț e localitate. William, cum ați spus? William e un de-aista meșter dulgher. Da. Tesarski mai meșter, așa îi zice. Tisoveț
lângă casa lui mai... Deci era un meșter tâmplar. Un meșter tâmplar. Dar nu știți cum îl cheamă? William Fugiar. Așa, deci meșterul tâmplar William Fugiar. Fugiar. Așa. Și la vreo 50 de metri de casa lui, lângă deal, da, o săpat o groapă mare, unde au pușcat pe slovaci, adică cehoslovaci, partizani și de aici de noi, țiganii. Uh-huh. I-au strâns pe țigani și i-au băgat acolo și au pus varpăi și au acoperit cu pământ. Interesant. Și noi, deși, noi da, când ne-am dus acolo să, și a venit o comisie de la sovietici și de la români și au desmânt și când am văzut acolo aruncați așa ca snopții, am fost foarte impresionat. Asta îmi țin minte. Și am două fotografii din Tisoveț. Tot orașul, da, să-l vedeți. O să ni le dați, să ni le scanăm și noi. O să vi le da. Bine. Da. Crâncău foarte rău faci. Da. Nu? Mă aștept. Bine. Pa. Primăria Tisoveț. Așa. Poate că o am și o fotografie, că e veche clădirea. Și aici ai Tisoveț. Da. Eu l-am și o să vi-l dau ca să... Bine, și mai... Să... Acolo am făcut de așenii un tun, cum o tras tunul de aici, din coace de oraș, pe deal. Mhm. Asta biserică, știu. De unde e biserica? Nu, nu e asta. La seamănă. Asta e unde e înmormântat. Polhora Privrezno era fost, atunci. Pohrosca Polhora. Acolo am trecut. Da, da. Aici, tot acolo. Poze de acolo, da. Și mai mergeți, că mai este o pagină. Și acolo este... Parcul. Este un național, parc național, Muran, Muran, platoul. Platoul Muran. Bun, și citiți jos, e doamna... Primar, e o... primar. Așa cum o cheamă, la Jacina... Iacinta, Iacinta Tuciacova. Așa. Șeful Consiliului Local, Ana, Ana Bohacicova. Bun, ce ați dori să le transmiteți? Aș dori să le transmit... că încă nu am uitat cum am trecut pe meleagurile lor și aș dori din suflet ca să mă duc o dată, însă nu-s capabil ca să fac o călătorie. Dar vreau să vă spun că eu mă duc luni. Și de asta sunt la dumneavoastră acum să duc salutul dumneavoastră primarilor acestor doi care vi-am și o să vă aduc și prezentat. Fotografiile alea să vi le arăt. Și vă întreb dacă mă însoțiți. Deci eu mă duc pe urmele noastre și vin înapoi, cum ați venit. Dar eu îl caut pe Șugariu. Nu știu, nu pot. Fiindcă am un tratament foarte intens. Dar v-am creat o emoție mare? V-ați gândit la asta vreodată? Eu nu m-am gândit. Ca și cum... Numai de când mi-ai spus că avea o surpriză. Asta era surpriza. Dar nu-i totală. Anul viitor o să vină domnii la noi. Noi, la centenarul de la 100 de ani. Domnul, domnul primar de Tisovec și doamna primar de Polhora. Păi dumneavoastră veniți să omagiem împreună și personalitatea să... poetului. Și să-mi facă și mie o vizită. Bineînțeles. Să... O să vrea să vă cunoască. De aia eu duc mesajul dumneavoastră acolo.